pilde și povestioare cu tâlc. Răsplata bunătății. Un om, trecând pe o stradă, a văzut în fața unei biserici un bătrân sărman, cerșetor, ce trăia din milostenia credincioșilor. De bătrân s-a apropiat o fetiță care i-a întins câțiva bănuți. Impresionat de gestul ei, trecătorul a întrebat-o pe copilă: "Spune-mi, de ce i-ai dat bătrânului bănuții tăi?" "Știți, domnule, tatăl meu a murit, iar mama, deși muncește mult, nu prea are bani. Așa că o ducem destul de greu. Dar aseară mama mi-a spus că atunci când faci un bine, Dumnezeu te răsplătește negreșit. Așa că azi am luat bănuții aceștia pe care eu i-am strâns și i-am dat bătrânului din fața bisericii. El are cu siguranță mai multă nevoie de ei. Iar Dumnezeu, fiindcă am făcut un bine, se va îndura și de mine." Cucerit de bunătatea fetii, omul a întrebat-o ce își dorește ea cel mai mult. "O," a spus fata, "aș vrea un cojocel, că vine iarna și va fi foarte frig. Anul trecut am răcit rău de tot, fiindcă nu am umblat bine îmbrăcată, dar Dumnezeu mi-a ajutat și m-a însănătoșit. Mama a vrut să-mi cumpere un cojocel, dar e tare scump și nu se poate." "E, uite că se poate," i-a mai spus omul. "Vino cu mine." Ajuns în fața unui magazin mare ce se afla peste drum, omul i-a cumpărat fetii un cojocel călduros și tare frumos. Fetița nu știa cum să-i mulțumească străinului ce s-a îndurat de ea. "Vezi," i-a spus omul, "mama ta a avut dreptate. Dumnezeu totdeauna te răsplătește pentru binele făcut. Tu l-ai ajutat pe bătrân, iar Domnul mi-a dat mie ocazia să te întâlnesc tocmai în acel ceas. Eu te-am ajutat acum pe tine și fii sigură, Dumnezeu îmi va ajuta și mie mai târziu, fiindcă atunci când ne ajutăm unii pe ceilalți, și Dumnezeu ne ajută pe noi. Cu cât suntem mai buni și avem mai multă grijă unul de altul, cu atât Dumnezeu ne vede credința și ne ferește de rele. Fiecare din noi e ajutat de celălalt în mod providențial."